Cred că eram în liceu când am început să mă gândesc la sustenabilitate în fashion. Știu că văzusem un video pe YouTube despre minimalism și la finalul video am rămas așa cu întrebarea ce haine am și un dulap, așa că am răstălmăcit tot dulapul și am găsit un singur tricou din bumbac organic și din momentul ăla am început cumva să mă gândesc mult mai mult la chestia asta și să nu mă mai iau după orice trenduri, să respect stilul meu care mă definește și dacă găsesc și second hand-uri, cu atât mai bine. Am căutat lucruri care să fie cât mai simple și să se potrivească cu orice, pentru că și stilul meu de viață este destul de agitat și deja am început să mă trezesc de dimineață, că sunt student la medicină și știu că toată viața mea o să mă trezesc dis de dimineață și nu o să am timp să îmi fac o ținută sau să mă gândesc prea mult la ceea ce port, astfel încât lucrurile trebuie să fie cât mai simple, se potrivească cât mai mult între ele și eventual accesorizate diferit. Prefer să fac shopping online pentru că e foarte mult de muncă atunci când mergi în magazin și stai și ai atât de multe opțiuni și te pierzi cumva din tot ce ți se oferă. Astfel încât prefer să fac shopping online, vin hainele acasă, le probez și dacă nu mi se potrivește ceva să le returnez. Am o cămașă din blugi pe care am personalizat-o când eram în liceu, acum vreo 7 ani, cu niște patch-uri pe care le-am lipit pe jachetă în diferite părți ca să reprezinte cumva pasiunile mele din acel moment, fie că era vorba despre fotografie, arte, călătorit, chiar și medicina. Și acum am redescoperit-o și de-abia aștept să o încarc cu noi amintiri. Piesele clasice ale fiecărui brand au rămas în timp și mereu tind să aleg chestiile clasice decât să aleg chestiile care sunt scoase acum noi și reîmprospătate. Eu nu sunt o persoană extrem de grijulie și știu că la un moment dat hainele se vor păta, dar chestia asta nu mă deranjează atât de tare, că înseamnă cumva trecerea timpului și amprenta tuturor amintirilor prin care am trecut cu ele. Chiar și așa, cu o spălare rapidă și cu funcția extra sistemă a mașinii de spălat, ele pot să iasă din nou la lumină.